Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală pentru a vedea care este energia momentului actual în câmpul colectiv de energie, în mentalul colectiv, în tot ceea ce ne înconjoară. Am pus pe masă turmalină neagră și cuarț alb, vă spun imediat de ce. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Ce nu, lăsați deoparte. Folosiți-vă de asemenea și discernământul în luarea deciziilor cele potrivite pentru voi. Am pus aici turmalina și cuarțul alb pentru că turmalina respinge energia negativă, o trimite înapoi de unde a venit, cu nimic în plus, cu nimic în minus, iar cristalul de cuarț alb ajută la intuiție, la energie, la curățarea câmpului electromagnetic, la a transmite informațiile bine. Am un cristal foarte mare aici lângă mine, oricum am tot ceea ce am nevoie de fiecare dată, dar de această dată am curățat și spațiu foarte puternic legat de sănătate. Aviz celor care poate nu m-au înțeles bine, nu am nimic împotriva sistemului medical, nu am nimic împotriva doctorilor. Tot respectul, doctorii sunt oameni ca și noi, ca și mecanicii auto, ca și profesorii și așa mai departe. Nu despre asta era vorba. Era vorba despre faptul că noi, înainte de căderea în grație, înainte de potop, înainte de turnul lui Babel, aveam capacitatea de a ne vindeca singuri. Prin ochiul magic, prin cel de-al treilea ochi. Acum conexiunea este întreruptă, tocmai în urma cataclismului, și foarte puțin dintre noi reușesc să se vindece. Nu contest medicina. Am spus doar că eu personal încerc pe cât se poate să îmi reiau puterea, să îmi restaurez câmpul electromagnetic la nivelul la care el a fost creat să fie, ca în energia primordială originală. Cam despre asta era vorba și am semnalat doar cum, cine, când și în ce fel a făcut anumite modificări. Cu ce sens și cu ce scop? Căutați voi, înțelegeți voi. Să vedem energia pentru astăzi, dragii mei dragi. Energia câștigă teren. Este o lună în creștere. Foarte interesant. O lună în creștere. Tot ce vreți să faceți pentru o reușită se face de la luna nouă către luna plină, când este luna în creștere. Tot ce vreți să curățați, toate lucrurile care vreți să scăpați, toate obiceiurile care nu vă ajută, de care vreți să scăpați, se introduc în viața voastră de la luna plină către luna nouă. Tot ce vreți să faceți în viața voastră și să reușiți, nu știu așa, zi de zi, se începe în prima parte a zilei, de la răsărit către miezul zilei. Tot ceea ce faceți după miezul zilei către apus nu mai are același efect și același randament. De aceea se pun ședințe dimineața și la prânz. Norocul este de partea ta. Luna nouă în săgetător. Aceasta este săgeata care îți dă vizibilitatea. Luna nouă în săgetător înseamnă în felul următor. Te transformi din student în profesor. Legalizezi niște lucruri, treburi, chestiuni care au legătură cu legea. Călătorii pe drumuri lungi, distanțe lungi, în străinătate, interacțiune cu oameni care sunt în străinătate, la locul de muncă, extindere către străinătate, aptitudini noi acumulate, finalizezi niște studii, începi niște studii în alte, indiferent ce înseamnă acelea. Devii înțelept, vezi imaginea de ansamblu, vrei întreaga poveste, nu doar frânturi din ea. Îți spune că energia te ajută să obții toate aceste lucruri. Săgetătorul este un element de foc, este un element care face lucruri, este un element care are pasiune, aveți vitalitate, stamina, energie să faceți lucrurile pe care le doriți. Să vă trasați niște limite, să vă puneți scut, da, scut,
foarte, foarte adevărat, împotriva atacatorilor, pentru că nu toată lumea gândește la fel, pentru că nu toată lumea este în același plan de conștiință și este perfect așa. Fiecare și-a ales oricum drumul, deja, chiar dacă nu știm asta. Uite, hai să vă explic o chestie care bubuie mintea așa, despre călătoria în timp, în spațiu și în timp. Eu filmez acum și editez clipul mâine. Astăzi sunt o versiune de-a mea, mâine sunt o altă versiune de-a mea. Mâine călătoresc în trecut, iar astăzi călătoresc în viitor. Are sens ce spun? Mecanica, fizica cuantică este uluitoare. Da, am citit Schrödinger, am citit Heisenberg, am citit Pauli și mulți alții. Planck. Filosofi, scriitori, etc. Compatibilitate, numărul 5 în altul preot, numărul 2 în alta preoteasă, 25, faetonul, acțiune, multă acțiune, aveți niște idei, vă vin niște idei, vă treziți cu niște idei, cu niște gânduri care vă poartă pe drumul corect. Aveți o reușită în legătură cu instituții, în legătură cu banii. În altul preot este Taurul. Taurul este guvernat de Venus. Aici avem Pești, Saturn în Pești, retrograd, eliminați o karmă, adică acum vă ies lucrurile. Ați învățat o lecție sau fie aveți acum protecție. Aveți ajutor să rezolvați niște lucruri. Sunteți aici cumva înconjurați cam de prădători, dar aveți focul sfânt în mână, focul cosmic. Ca unii mă urmăriți de mult, alții mă urmăriți de ceva timp. Era șarpele ca din Cartea Junglei, pentru că tot ceea ce vedem este pus acolo cu un sens. Compatibilitatea între voi și cineva. Puteți cunoaște pe cineva? Da? Să vedem ce ne arată și tarotul. Deschidere către. Vedeți, am și spus. Saturn în Pești, Neptun în Pești. Ambele frecvențe, ambele arhetipuri, ambele planete sunt în retrogradare. Retrogradarea înseamnă că ne dăm rereul, înseamnă că ne facem maestri, înseamnă că depășim, înseamnă că evoluăm. Persoană oficială. Rezolvați oficial ceva. Mergeți cu niște acte undeva unde rezolvați. Aveți o hotărâre judecătorească care vă avantajează. Puteți face apel. Pentru cei care sunteți interesați, puteți face un contract de vânzare, cumpărare, dar nu contract, precontract, care poate se semnează astăzi. Se construiește ceva, sunteți compatibili în sensul că nimeriți produsele potrivite, vă ies afacerile, vă merg treburile. Vă arăt ceva, surpriză. O să facem citire și separat în astea, dar mi-e drag de ele. Astăzi au venit și când le-a văzut fetița mea, wow, mami, jucării, nu sunt jucării, mami. 9 de bâte, experiența de a fi trecut prin multe, pentru unii deznădejde, pentru alții încredere, că sunteți la final. Pentru alții, da, depășirea karmei. Karmei active, nu știu cum să spun, depășirea unei karme, unui efect. Relații, plan material, plan emoțional. Săptămâna aceasta nu cred că am etalări la alegere. Nu pot să fac mereu la alegere. Cine mă înțelege, mă înțelege. Stilul meu de lucru este diferit. Modul meu de lucru este diferit. Asta este situația. Nu am ajutor săptămâna aceasta să editez clipurile pe partea de traducere. Verișoara mea care mă ajută este plecată și ea în concediu și nu știu cât voi reuși cu clipuri foarte lungi. Să vedem. La nivel de relații, aveți roata destinului, justiția, temperanța și 6 de monede. La nivel de relații, uite, relații cu instituțiile. Da, aveți o reușită. O decizie corectă din partea unei instituții. Dar să vedem la nivel de relații personale. Pentru cei singuri, un eveniment mare, o întorsătură de situație, un eveniment
nu știu, norocos apare aici pentru voi pentru a înclina o balanță, pentru că voi sunteți echilibrați. Toate cărțile voastre sunt despre echilibru aici. Puteți cunoaște pe cineva la locul de muncă, prin intermediul serviciilor, chiar și la cumpărături, la hipermarket, pe drum către cumpărături, pe drum către serviciu. În momentul în care faceți o achiziție, cumpărați ceva, sunteți într-un magazin, etc., vă duceți la mall, treburi de genul acesta care implică achiziții și comerț. Pentru că este timpul, pentru că puteți, ceva ați făcut bine. Evident că nu toată lumea, pentru că nu toată lumea are aceeași karmă, aceeași viață și același, așa zis, destin. Cei care pot, vor și doresc. Pentru cei care sunteți în relații stabile, aici și pentru voi are loc un eveniment major, un eveniment care vă aduce liniștea în casă. Fie niște bani, fie intră așa o vibrație a recunoștinței, a calmității, a autenticității pentru foarte mulți dintre voi. Cineva se poartă corect aici cu voi. În casa voastră va domni liniștea și pacea. Pentru cei care sunteți separați, puteți acum afla veștile la care atât de mult sperați. Persoana la care vă gândiți voi este liniștită, este aliniată la o vibrație care astăzi îi permite, prin filtru personal, să vadă cu claritate o situație, dar și pe voi. Ce este roata destinului aici? Ia uite cum s-a întors. Justiția. Hai, ce interesant! Justiția, roata destinului, un eveniment neașteptat care va duce justiția. Le iau și pe astea. Sunt 4 cu 4. Nu, sunt 3 cu 4. Ce interesant, dimensiunea în care trăim. 3 cu 4, ia uite. Și 11, liber arbitru, portal. Da. Pentru cei care sunteți singuri, justiția aduce un eveniment neașteptat care vă face și vouă dreptate. Celor care emiteți, radiați bunătate. Da, cu părere de rău o spun, deși am încredere în oameni și în umanitate și văd binele în tot, unii oameni opun rezistență, chiar nu vor să fie buni. Tocmai pentru că au picat atât de jos în conștiință încât nu mai știu drumul înapoi. Toate la timpul lor sau fiecare cu ce a ales? Pentru cei care sunteți într-o relație de căsătorie, într-o relație stabilă, nu într-o relație care este disfuncțională. De acolo, în relația disfuncțională, vi se spune să plecați. Separare. Pentru cei care sunteți în relații stabile, se înclină balanța. Sau poate vă căsătoriți. Dacă sunteți în relații stabile și nu soț-soție, vă căsătoriți. Primiți o cerere în căsătorie pe care de foarte mult timp o așteptați. Vă mutați împreună. Vă relocați pentru a fi în aceeași țară, în același oraș. Vă mutați dintr-o casă într-alta pentru a locui împreună. Vă mutați în străinătate. Este apropiere, este uniune. Iar la voi în familie, mergeți la un eveniment pe care îl așteptați de mult timp, la o petrecere, la o bucurie. Sau vine bucuria la voi în casă, punct. Armonie, pace, liniște, iubire. Pentru cei care sunteți separați, unii dintre voi ori vă întâlniți față în față cu omul la care gândiți, față în față în idei, în gând, în percepție, comunicați. Poate sunteți pe continente diferite. Fie aflați că persoana la care vă gândiți voi a intrat într-o altă relație. Ce spune justiția, prima carte? Asul de bâte. Curajul să faceți ceea ce aveți nevoie astăzi. Pentru cei care sunteți singuri, curajul să aveți curaj. A sunat ciudat, nu? Da, aici ați strâni pasiunea cuiva sau vă veți îndrăgosti, veți simți așa furnicături. Dacă îmi spuneți că nu vreți, nu vreți. Bun, nu vreți. Înseamnă că nu pentru voi este mesajul. Pentru cei care vor. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aici este pasiune, aici sunt acțiuni noi. Porniți într-o direcție împreună cu cel care locuiți, împreună cu cel care sunteți într-o relație, cu soțul, cu soția, niște lucruri sau unii dintre voi vă trasați așa cumva ordine în casă, spuneți gata, de astăzi împreună vom face, ținem la distanță lucrurile care nu ne privesc, ne apărăm de
Energie negativă pentru că există. Și magia neagră există. Toate există. Pentru cei care sunteți separați, asul acesta de bâte poate fi un impuls. Un eveniment neașteptat, un impuls prin care persoana la care vă gândiți voi să vă contacteze. Acum. Dintr-o dată. Iar 6 de monede aici, ce spune? Asul de monede. Pentru că ați avut răbdare, investiția vă întoarce rezultatul, profitul, cum ar veni. 6 de monede spune acea șansă pe care o meriți, dacă sunteți singuri, să întâlniți pe cineva. În sfârșit, pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, doar de bine, niște bani, o ofertă, o cerere în căsătorie, sau dacă sunteți căsătoriți, liniștea pe care o doriți, un început, vă relocați, vă mutați în casă nouă, nu știu, aici e pace și iubire la voi în casă. Iar pentru cei care sunteți separați, acea șansă pe care o așteptați, pentru unii dintre voi, să vorbiți cu acest om, să se lumineze situația, să se curețe situația, să lăsați jos scuturile ale cui? Ale egoului, ale mândriei, ale neputinței. Pentru cei singuri, o nouă iubire, o nouă șansă, o nouă posibilitate. Pentru cei căsătoriți sau în relații stabile, acesta poate fi alesul sau alesul vostru. Spune, ești deja într-o relație cu alesul inimii tale. Aici aveți cărți foarte bune, asul de bâte, asul de monede. Creativitate, idei noi, să faceți bani împreună, să vă asigurați viitorul, să vă mutați într-o casă, să vă construiți o casă, să vă iubiți, pasiune, propuneri, mergem, ne plimbăm. Trei de bâte este aici. Facem o călătorie, vă face soțul, soția o surpriză, vă deplasați, vizitați locuri, mergeți la o petrecere, mergeți undeva și vă bucură tare mult, vă reînnoiți jurămintele, mai știu eu ce faceți acolo, dar este de bine. Iar pentru cei separați, să te eliberezi. Să te eliberezi de control și să te eliberezi de tot ceea ce crezi tu și să ții înapoi puterea în viața ta. Să nu mai depinzi de nimeni și dacă cumva ai fost într-o relație de codependență anterior, să înțelegi aceste lucruri, pentru că doar așa reușești oficial să te deschizi la energia câmpului colectiv, să-i permiți energiei Universului, cum vreți să spuneți, divinității, să-ți aducă binele în viață, pentru că Neptun, care este câmpul colectiv, da, de energie, dar inconștientul colectiv, și Saturn, care este roata în care ne vârtim, programul viață, programul naștere, existență, moarte și așa mai departe, îmbătrânire, maturitate, îți permit acum, ai înțeles niște lucruri și acum te poți întâlni cu omul ăsta la care tu visezi, tu vrei, tu speri și lucrurile se pot aranja. Asul de monede și asul de bâte spun puf, și când ne vedem, puf, s-au aprins scânteile și în sfârșit ne dăm seama că și amândoi sunteți deschiși la aceleași lucruri, amândoi aici există compatibilitate. Dacă v-ați separat și lucrurile acolo au fost dezastroase, posibil să nu vi se aplice. Pentru planul material avem 10 de bâte, faetonul, regele de cupe, înaltul preot. La nivel de plan material, 7, se schimbă lucrurile, da? Vin în viața voastră niște lucruri bune de la niște instituții sau ceva legat de taxe, de impozite, de bani, recalculare, la pensie. Nu știu, ce faceți voi acolo? Pe vremea bunicii mele se făceau jocuri. Erau mai multe doamne care în fiecare lună făceau joc. Puneau sume la grămadă, puneau fiecare aceea sumă de bani și prin rotație, știți, luau suma mare în fiecare lună altcineva, ceva de genul acesta. Și dacă nu m-ați înțeles, în fine, obțineți oricum niște bani. Vă eliberați de o povară. Lăsați jos scutul, s-a terminat, da? Nou acela de bâte pe care l-am văzut, sunt granițele pe care voi deja l-ați pus, acum vă eliberați.
Aveți o reușită, avansați, progresați în ceea ce vă doriți voi în legătură cu stabilitatea voastră la locul de muncă, cu a vă găsi un nou loc de muncă, cu a face ceea ce vă place, cu a vă liniști sufletul, cu a lucra cu plăcere sau cu a fi împlinit bucuros în căsuța voastră, în viața voastră. Ce vă duce aici faetonul? Către ce vă îndreptați? Asul de monede. Rezolvați niște chestiuni foarte importante care au legătură cu Jupiter, cu legea. Sunteți la catedră, vă dați un examen, vreți să vă dați un examen, sunteți în instituții, nu știu, sunteți promovați, sunteți bine văzuți. O reușită. Iar la nivel emoțional avem pajul de băte, avem puterea, avem asul de monede și avem eremitul. Peste tot va apărea asul de monede. Ce este în mână nu este minciună. Pun mâna, ce văd, aia este. Ce mi-e în gușă, mi-e și în căpușă. Pot să mă apăr singur pentru că am puterea interioară, dar cum? Să răspund, nu să reacționez, pentru că a reacționa este energie joasă. Știți, atunci când cineva vă spune ceva și voi nu sunteți de acord, da, aceea este energie joasă, adică reacționez. A răspunde este cu totul și cu totul altceva. A răspunde implică dialog. O reacție spune, știu eu mai bine. Deci vă liniștiți, vă găsiți această putere și virtute în voi de a deveni înțelepți. Sunteți înțelepți, vă reamintiți că sunteți înțelepți și acest lucru vă ajută, vă creează calea, vă deschide ușile astăzi. Cum? Prin pusnic, prin eremit, care găsește lumina, înțelege într-o formă foarte logică niște lucruri și niște argumente. Este arhetipul fecioarei. Știm că într-o vibrație joasă fecioara critică, dar într-o vibrație înaltă fecioara este cea care poate conecta cel mai bine detaliile și care nu scapă nimic din vedere. În loc să criticăm când nu știm ceva, să reacționăm și să sărim la atac, mai bine conectăm piesele din puzzle, vedem lucrurile care ne scapă din vedere, imaginea de ansamblu sau căutăm să vedem acele lucruri pentru că asta înseamnă viață bună pentru noi și trai bun. Asta se întâmplă și pentru voi aici. Cineva care a tăcut până acum și care s-a apărat de voi poate. De teamă, de frică, de rușine sau pur și simplu pentru că a fost în conștiință joasă, în vibrație joasă, acum nu mai opune rezistență și poate veni către voi. Ce va duce asul acesta de monede? Justiția. Incredibil. Dreptate. Ceva bun. Pentru unii dintre voi, pentru că am pus turmalina aici, se întorc lucrurile pe care le-ați gândit și pe care le-ați făcut. Sigur că sunt bune, că sunt mai puțin bune, astea se întorc, să știți. Așa funcționează regulile jocului în care trăim, ale vieții, ale planului fizic. Și ce avem aici? Uite, avem pajul de spade. Încercați să nu reacționați și împliniți veți fi. Vă vin niște idei geniale unora dintre voi. Vă sclipește mintea, o epifanie, o conectare a punctelor, a ideilor. Și regina de cupe. Prin suflet rezolvați. Veți fi bucuroși. Sunt vești legate de iubire. Sunt vești legate de copiii voștri care au o reușită. Îi veți lăuda sau lăudați că au nevoie de asta. Au nevoie de forță. Au nevoie de voi. Talismanele. Acum trebuie să fac așa. Oh, asta va crea la voi în sunet disconfort. Sper să nu vă displacă, dar n-am ce să fac. Sunt prea multe. Nu sunt prea multe. Sunt exact câte am vrut să fie, că eu le-am luat. Dar vedeți voi, eu nu mă mulțumesc cu jumătăți de măsură. Ori știu, ori nu știu. Ori fac, ori nu fac. Floarea vieții. O structură energetică care se repară. Reparați ceva în casa voastră, la serviciul vostru, în bugetul vostru, în relația voastră, în sănătatea voastră. Statuia libertății, o eliberare. Ea, în esență, înseamnă mai mult de atât, dar este o eliberare, vă eliberați. Un vis devine realitate, există aici multe posibilități.
Tic-tac, se scurge timpul pentru unii dintre voi sau a venit timpul pentru că de ce avem justiția aici? Un pieptăn. Poate vă schimbați aspectul fizic sau poate atunci când vă întâlniți cu persoana aceasta veți vedea că și-a schimbat aspectul fizic și veți fi încântați. Pentru alții dintre voi, veți merge la un interviu unde trebuie să vă aranjați sau aveți legătură cu oameni care sunt hairstyliști. Ce avem aici? Aventura te așteaptă. Te eliberezi de o aventură pentru unii dintre voi? Sau puteți merge acum într-o aventură, dar să aveți niște lucruri clare. Să plecați la un drum, dar aveți detaliile bine stabilite, chiar dacă mergeți cu rucsacul în spate, cum ar veni. Să vă asigurați că toate detaliile acolo vă sunt cunoscute. Pentru alții dintre voi, vă eliberați dintr-o aventură, vă eliberați de confuzie, vă eliberați de acel nivel al relației în care totul era așa, mai du-te vino și devine mai stabilă povestea voastră. Avem chimie aici, o poțiune de iubire. Cineva se îndrăgostește sau pur și simplu asul de bâte. Pasiune. Aici avem justiția. Incredibil. Justiția, uitați unde s-o pun să se vadă. Aici. Da. Justiția astăzi. Ce mai avem? Un uscător de păr. Da, ceva legat de aspectul fizic, de coafor, de tunsoare, de ceva legat de păr aici. Poate vă cade părul și trebuie să vă uitați de ce. La mine s-a întâmplat când erau provocări cu hormonii în sarcină. Deci poate vă ajută hormoni tiroide suprarenale. Ce avem aici? Tot un uscător de păr. Ce este cu părul astăzi? Părul. Voi știți cum rezonați? Un as. Aveți un as în mânecă. Sau vă aranjați că plecați la o petrecere sau vă întâlniți cu cineva la o petrecere. Sau poate vă întâlniți din întâmplare și spuneți, oh, mamă, fix acum când nu eram aranjat. Aici avem un far. Farul. Veți fi ghidați. Veți avea parte de ghidare. Nu veți merge întâmplător unde veți merge, nimic nu este întâmplător. Aveți un vis frumos. În visul acela frumos sau într-un vis care nu-i coșmar, da? Vă regenerați structura energetică, vă eliberați de ceva. Primiți un mesaj care vă ajută să vă eliberați. Plecați într-o călătorie sau poate aveți legături cu Turcia aici, balon cu aer cald, gaz, ceva legat de gaz, gazul atmosferic, o conștientizare înaltă. Aici am niște, tot ustensile de coafor, să știți. Sau poate de croitorie, sau poate vreți să schițați ceva, să tăiați ceva. Dacă lucrați, nu știu, să spunem chiar și la un proiect de casă vă iese, aici avem un ieduț, un ied, poate un berbec, un copil. Un copil. Vă aranjați pentru o nuntă. Ce mai avem aici? Un porc care zboară, știți vorba, când o să zboare purcelul, porcul. Și nebunul. Trebuie să vă detensionați puțin, să fiți copii astăzi, să vă, astăzi și în următoarea perioadă, că eu postez seara, mâine, poimâine, când vreți voi, timpul este concept abstract, nebunul, un potențial, un lucru foarte bun sau poate aveți provocări cu ai voștri copii care sunt prea naivi, au provocări la școală pe teme de bullying, nepoții, sunt necăjiți legat de fashion, de modă, trebuie să se îmbrace, nu știu cum, sunt provocări. Veți fi calea lor de urmat, arătați-le prin puterea exemplului. Este vorba despre viitorul lor aici. O mână de ajutor. Avem o inimă.
o inimă și o bonetă medicală. Inima voastră se vindecă, poate la propriu, poate la figurat. Avem un laptop. Aplicați pentru oferte de muncă sau primiți un răspuns aici care vă încântă, un răspuns favorabil. Alții dintre voi puteți să vă cumpărați un laptop, un calculator sau vă conectați cu cineva. Alții dintre voi pentru viză primiți vești, faceți ceva legat de viză. Avem un vapor. Călătorie, călătorie, călătorie. Apele sunt liniștite și aici am o roată. Un eveniment neașteptat. Vedeți, veți fi ghidați de acest eveniment mare care apare aici, ceva neașteptat, cu farul acesta, pentru că a venit timpul către asul vostru din mânecă și aventura vă așteaptă. Este ceva fabulos. Aici avem un arc de triumf. Un triumf aveți, o reușită. Un os de pește, karma aceasta care se arde sau pe care acum, în călătoria asta pe care o începeți voi, o depășiți, acea karmă. Aici avem un dragon. Este un dragon ca cel de apă din niște desene de la Walt Disney. Dragon de apă. Se restaurează echilibrul. Se restaurează ceva. Poate lucrați în domeniul de restaurare. Alt vapor. He, ce interesant. Deci sunteți doi oameni care urmăriți farul. Vă întâlniți unii dintre voi. Cei care credeți în iubire, cei care sunteți acolo pe vibrație. Alt arc de triumf. Amândoi să știți că sunteți aliniați cu justiția aici. Pentru cei care rezonați. Avem un saxofon. O petrecere, o ieșire la un restaurant mai poate fi, primiți o invitație în oraș. Cineva este cu ochiul pe voi, cineva vă privește de la distanță și voi nu știți, aveți un admirator secret unii dintre voi, avem o broscuță țestoasă, cineva care se mișcă încet și sigur, cineva care vă veghează, posibil un semn de apă să fie aici, broasca țestoasă este semnul racului, nebunul al berbecului, dar și al peștilor. 2. Înalta preoteasă, 20 judecata, o posibilitate de revenire a cuiva drag în viața voastră, dar acolo, din nou, unde a fost vibrație înaltă, energie spirituală, nu așa. Oricum, o cheie, sol. Poate sunteți, uitați, mergeți la o petrecere, sau poate aveți legătură cu muzica, lucrați în acele zone și vi se potrivește mai mult mesajul. Aveți o stea, distanța, drumul, dorința, în iubire, vindecare la nivel de relație, prin subconștientul vostru, vedeți, omega și în alta preoteasă. Vindecați niște traume, dar nu din această viață. Și aici avem K și N. Ha, ce tare! Ce interesant! Focul cosmic, apa cosmică. Ni și ca. Două suflete care sunt, după cum spuneam, pe o traiectorie foarte spirituală. Este o energie spirituală astăzi cu atât de mult azi de monede. Ceva devine realitate în viața voastră, ceva ce s-a așteptat de mult. Hai, mai au două talismane. Mai au niște talismane, că mi-e drag de ele. Pașaportul, o viză, acte oficiale, documente. Vi le schimbați, buletin, act de identitate, certificat de naștere, treburi de genul acesta. Le rezolvați. Am un dinozaur, exact cum am spus, rezolvați o karmă, dar nu din viața aceasta. Un dinozaur, ceva măreț, aveți putere. Ah, ce interesant, ia uitați. Arcul, un 8 de bâte, comunicare, călătorie. Vă surprinde cineva cu o călătorie sau vine neașteptat. Scrisori de dragoste pot fi aici, vești legate de aceste acte oficiale. Niște piciorușe de bebeluș. Ceva legat de copiii voștri, pentru că avem aceste piciorușe de bebeluș, de copil. Relația dintre mamă, fiică, voi și copil, voi ca și copiii părinților voștri. Și aici avem o bufniță cu inima plină, deci ceva legat de înțelepciune, o pisicuță.
niște zaruri, un semn al norocului, din nou inițiala N. Și ca N, unii dintre voi puteți să încercați să rezolvați chestiuni legate de firma voastră sau aveți o reușită cu firma. Și cam atât, dragii mei, vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Vă mulțumesc! Pa, pa!